Hei, salut, sunt Ilie. Nu m-am născut la țară, m-am născut în Moldova și n-ascult muzică populară. Evident, glumesc, sunt Shari, profesorul expert. Salutare! 25 ianuarie, astăzi, o zi mare, o zi frumoasă, o zi canceroasă de frig, dar totuși foarte călduroasă. Ne bucurăm de soare, din partea mea, Doamne, cât pot să mă bucur de ziua asta frumoasă, din partea mea să fie numai soare. Iubesc foarte mult primăvara, foarte, foarte mult. Primăvara e anotimpul meu preferat, dacă cumva vă întrebați de ce. Pentru că mirosul de curat și de proaspăt, auleu, împânzuie tot satul. Sincer să fiu, iubesc filmul Amintiri din copilărie. E un film frumos. Apropo, la o vecină aici, să vă arăt ceva. Ce frumos sunt așezate lemnele. Mamă, ce frumos. Casa mea e după. Deci e super frumos, ca la țară. Priviți, băi, frații mei, terenul de fotbal, unde am filmat o grămadă de vloguri. Priviți ce aiurea arată. E plin de cerculețe. Cineva, de fapt, prietenii mei au făcut cerculețe pe aici. Cred că au dat traseul pe aici, au făcut niște cerculețe. S-au distrat și eu am făcut o grămadă de cerculețe când eram la început, când, de fapt, și când mi-am luat BMW-ul și Loganul la fel. Îmi plăcea să mă învârt așa, să simt senzația aia de învârteală. Nu-mi vine să cred, pur și simplu nu îmi vine să cred ce frumos e afară. Astăzi m-am trezit pe la ora 7, i-am dat să pape lui Bebe, după care am mai dormit încă 2 ore. N-am mai putut să dorm pentru că eu nu prea dorm foarte mult. Ce mișto se vede dorobanțul de aici. Progresul e în partea aia. Mai ales că eu la geamuri am jaluzele și bate soarele în ele și reflectă o lumină foarte mare în cameră. Ați văzut că sunt pereții albi. Și în general vara, cum văd soare, de fapt în fiecare zi e soare, nu pot să dorm, mă agit foarte mult. Astăzi vreau să vă arăt ceva interesant. Nu foarte mulți dintre voi știți chestia asta. Trebuie să recunosc că nici eu nu știam. Dar am dat cu aspiratorul în cameră. Și când am ajuns într-un loc micuț, lângă masă, am văzut că era o bucățică de chips micuță, cât unghia. Și ce credeți? O mâncau furnicile. Și am tras și furnicile respective, după care am aruncat săculețul, de fapt l-am curățat afară. Și cum au atins furnicile zăpada, ce credeți? Au înghețat instant, deci instant. Se mai mișcau o secundă, a doua secundă erau frozen. Așadar, am mai cules câteva furnicuțe, le avem aici, nu știu dacă puteți să le... Ba da, o să dau eu zoom, o să întorc camera invers, le țin la brâu, într-o eprubetă, vedeți, am strâns câteva furnicuțe, de fapt le-am cam căutat, am dat cu praf în cameră, unde aveau ele intrarea înspre cuibușor și am terminat acel cuib. Dar pe astea le-am prins să vă arăt și vouă, să le pun pe zăpadă, pentru că nu mulți pot culege așa ceva pe anotimpul ăsta, decât, nu știu, dintr-o magazie, dintr-un garaj, să puneți ceva dulce sau ce adoră ele cele mai mult, snacks-urile, pufuleții, în general nu sunt pretențioase. Ele încep să înghețe, doar cât am ținut eprubeta, o să o mai țin în buzunar, la căldură. Și o să întorc camera, așa le-am băgat la căldură pentru că e foarte rece afară. De fapt, cred că ar fi un grad, 0 grade, 1 grad. Doamne, abia aștept să vină primăvara să mă bucur, să mă joc o grămadă de jocuri cu prietenii, să mă bucur de viață. Păi ce mușchii mei, seara stau pe calculator, fac tranzacții, fac și-o câțiva bănișori acolo. Nu alerg după bani, nu am nevoie de bani să alerg ca toată lumea. Vai, nu am timp de aia, nu am timp de aia, îmi trăiesc viața, fiecare zi mă bucur de viață, sunt mai nebun eu așa de felul meu. Și mă bucur că canalul meu crește foarte, foarte tare. De exemplu, într-o săptămână am făcut 5.000 de abonați. Dacă vă uitați, acum o săptămână am postat că am făcut 100.000 de abonați, iar acum am aproape 5.000 de abonați, fără vreo 300 de abonați. Deci canalul meu crește foarte repede, mai ales de când am postat daily vlogurile. Și așa am de gând să o țin până la adânci bătrâneți. Indiferent că fac 1.000.000 de abonați, indiferent că nu fac mai mult de 200.000, pe mine nu mă interesează numărul abonaților, ci numărul persoanelor care se uită și pe care le pot ajuta să treacă peste diferite momente. De exemplu, când, după cum citești în comentarii, când
te simți aiurea sau ești prea plictisit, te uiți la profesorul expert și scapi de plictiseală. Mă gândesc că când să editez am melodiile mele personale, mă lansez în muzică solo, fără ajutorul altora, doar cu ajutorul vostru și cu ajutorul memoriei. Deci, în afară de disuri și parodiile pe care le fac, eu am câteva zeci de melodii proprii. Am încercat să le dau unor artiști mai mari și au spus că, vai, eu nu colaborez, piesele sunt super ok, dar nu putem colabora, trebuie să iei legătura cu nu știu cine. Iar acea persoană cu care am încercat să iau legătura, vai, nu-ți pot oferi mai mult de 100 de euro pe piesă. O să vedeți voi ce piese am și ce piese am vrut, o să vorbim, ce piese am vrut să le dau unor artiști mari. Nu o să dau nume, dar mai bine le scot eu și cu asta basta. Deci vă rog să mă credeți că nu prea văd foarte bine, deoarece mi-a spart soarele ochii. Ok, haideți că scot eprubeta. Vreau să vedeți, furnicuțele sunt active, da? Așa. Și să vedeți când le pun pe zăpadă cum se dezactivează. Ia. Să ne uităm ușor. Eu o să țin mâna aici, să încălzesc eprubeta, da? O să țin palma, o să țin eprubeta în palmă, să fie cald și o să încerc să le dau pe ele. Ia. Aha. Câteva. Ia să ne uităm la ele. Ați observat? Deci acum erau vii și au înghețat instant. Eu știu că de la frig fac ele așa. Haideți să vă mai arăt altceva. În palma mea am să pun o furnicuță, dar doar una. Ok, da? Am luat o furnicuță. Ia să vedem. Ups, o vedeți? Ia, hai. Hai, du-te aici. În palmă, stai acolo. O vedeți, da? Ia să vedem când îi dau drumul pe zăpadă. Ia. Priviți, imediat a devenit monstră. Nu prea focalizează asta bine. Telefonul filmează bine pe zoom, dar oricum îmi fac treaba cu ea. Mai luăm încă una. De fapt, hai să filmez când dau drumul la mai multe. Ia. Ia să o privim și pe asta. Cum a atins zăpada, gata, se dezactivează. Deci, de asta furnicile urăsc atât de mult zăpada. Vedeți cât e cald? Ia să vedem. Ia uitați. Nu durează mult și mor pe loc. Acum nu știu dacă mor sau doar îngheață, dar fără activitate, cred că și încă e cald afară, când e ger mai tare, se dezactivează direct. Ia să mai dăm câteva. Să le dăm drumul chiar aici. Celelalte, le vedeți, sunt online, pentru că am ținut eu, ia să le dăm noi pe toate, le-am dat pe toate, aha. Priviți cum au înghețat toate. Instant și încă nu e foarte frig afară. Ok, și mai am una singură, una. Vreau să o pun în palmă, da? Deci priviți că ele încă sunt
S-au mai încălzit ele așa între ele, dar au înghețat instant. Una singură mai am. Mai am una singură. O vedeți? Și vreau să îi dau drumul. Și i-am dat drumul aici. Da, au înghețat. Deci furnicile nu rezistă în zăpadă deloc. Eu chiar mă gândeam, băi frate, poate în general sapă și ele pe sub zăpadă, dar nu e chiar așa, îngheață pe loc. Doamne, ce frumos poate să fie. Ia priviți. Încă e frumos afară, soarele e la distanța pe care o vedeți. Și vreau să mergem să vedem dacă s-au topit bulgărele acela care l-am făcut acum câteva zile în seria Amintiri din copilărie cu Alex și Marinica. Și tot astăzi, ca bonus, vreau să vă arăt o șmecherie. Vreau să-mi transform telefonul într-un detector de metale. Eu vreau să-mi cumpăr un detector de metale pentru că pot găsi multe chestii de-astea mai veche, obiecte, cine știe ce pot găsi, și le bag în vlog. Dar până în alta mă tot uitam pe YouTube, nu știu dacă mă văd ok, deoarece soarele e în spatele meu și nu cred că se filmează chiar bine, adică eu cel puțin nu-mi văd fața. Nu știu dacă voi puteți să-mi vedeți fața pentru că eu aici văd întuneric, așa că sper să nu mă înjurați. Și uitându-mă pe internet am văzut că un băiat folosea, nu avea bani de un detector de metale și folosea telefonul pe post de detector. Eu am telefonul cu mine, E6 Edge Plus-ul meu, și vreau să-i facem o probă acum, să facem o probă mică, să vedem dacă merge, și o să fac un vlog când încercăm să căutăm. Deci când eram mic, și lăsați-mi și voi în comentarii dacă făceați și voi așa ceva. Și de fiecare dată mă făceam pleașcă. Wow, ce frumos, mamă, pe aici era foarte frumos înainte, dar s-a stricat drumul. Poate... Ha, ținem. Ah, hai că m-a ținut. De exemplu, ăsta e telefonul meu, nu știu cum se vede, cât de bine se poate vedea. Nu aici, am aici metal detector, da? Îi dau un click și zice să o iau așa, să-l calibrez. Ok. Să vedem dacă putem descoperi ceva, dacă merge ceva prin zonă pe aici. Din câte am observat la băiatul ăla, nu știu dacă se vede bine, dar a ieșit zăpadă. 44. Ia să vedem. La aluminiu cred că nu. A? Ia. El are senzorul aici, în partea asta aici. 48, 47. Hai să încercăm la... Uite la cutia asta. Aha. Ia. Wow. Wow. Deci cu acest telefon putem descoperi metale. Șmecher. Băi, ești copac. Deci, observați că unele metale nu le detectează decât fier. Priviți,
Aluminiu? Nu. Fierul? Ce tare! Ia să mai vedem. Pe aici, pe unde nu e zăpadă, abia aștept să treacă zăpada să pot apropia telefonul mai mult. Sunt gunoaie pe aici, ce-i drept, lumea cam aruncă gunoaie. Deși că ar trebui să nu prea arunce lumea gunoaie. Aha, ia. Ia. Mamă. Ia. Mamă, cât crește. Ia. Aici, vedeți? Băi, ești un pat! Mamă, până la 400 se duce. Priviți! Mamă, ce șmecher! O furculiță! O furculiță! O furculiță! Da? Deci? Ești super șmecher, ești copac! Da, fraților, soarele ne-a stricat jocul pe unde ne-am jucat noi aici, în seria cu amintiri copilărie. Ăsta și cu ăsta l-am făcut, da, dacă vă uitați puțin, soarele a bătut din direcția asta și l-a cam topit. Dar avem în partea opusă hârtia igienică, cum au spus unii abonați în comentarii. De fapt, știți bine ce e asta. Wow. A și înghițat, se și topește. Bulgărele pe care l-am făcut cu Alex și cu Marin și ne-am jucat cu el. Și o să mai facem multe. Că așa e frumos. Dar încă nu s-a topit. Wow, cât de frumos poate să fie. Doamne, pur și simplu ador această zonă. Hai de capul meu, primăvara mă topește, deci dacă căutați cumva un vlogger care să posteze în fiecare zi, eu sunt acela. Și am observat că m-ați întrebat în vlogul trecut, profesore, dar cu ce filmezi, dai zoom atât de ok? Păi filmez cu o cameră Sony CX330 și am o baterie foarte mare care mă ține 12 ore. Deci n-am încărcat bateria, cred că de o săptămână și mai am 25%. Filmează foarte bine, are zoom foarte puternic și are și stabilizare optică. Trebuie mie mâna, dar vă dați seama, priviți unde e vaca și unde sunt eu. La așa zoom, deci putem observa câți dinți are vaca în gură. Deci e un zoom foarte puternic și are o stabilizare absolut criminală. Presupun că omul din casa respectivă, unde vedeți voi acolo, nu mă poate vedea pe mine, dar eu îl pot vedea pe el. Gata, frații mei, hai să terminăm acest vlog superb. Am venit până aici, pe câmp. Hai de capul meu, deci în ultima instanță, dacă mi s-ar oferi sau aș câștiga un apartament în București, nu aș refuza, l-aș închiria pe loc. Dar să stau acolo, sub nicio formă, prefer aerul ăsta curat. Dacă puteți să priviți în... Hai să vă arăt și cu camera. În primăvară și vă las în descriere primul link și la final o să vă arăt un vloguleț unde am filmat pe acest pământ cu scuterul în primăvară și v-am arătat ce frumos arată, cât de frumos poate să fie. Era verde peste tot, peste tot, peste tot, peste tot. Deci atât de frumos.
credeți-mă, o să mergeți cu mine zi de zi în vloguri zilnice și o să descoperim împreună foarte, foarte multe lucruri. Avem în fiecare zi de filmat atâta timp cât o să bată inima asta în pieptul meu. Deci eu cât o să trăiesc, o să fac vloguri zilnice. Mă bucur foarte mult că am mulți prieteni. Vă dați seama, deci dacă eu fac 5.000 de abonați pe săptămână, gândiți-vă, pe lună 20.000, 20-25.000. Nu mă bucur că am mulți abonați. Din partea mea pot să opresc numărul, să nu mai vadă nimeni câți am. Mă interesează să am multe vizualizări, adică multe persoane să comenteze și să fie plăcut, impresionate de ce vedem noi pe aici. Vedeți ce văd și eu? Măceșe! Aceste măceșe sunt preferatele mele. Sunt pline cu vitamina C. După ce dă zăpada și îngheață, ele se transformă într-un fel de gem. Sunt foarte căutate, se vând și prin piețe. Deci gustul e dulce acrișor. Ce gustoase sunt! Haideți că am văzut un locaș frumos cu foarte multe măceșe. Priviți aici? Haideți că se văd foarte ok. Mamă, ce zon criminal! E puțin cam departe, dar o să mergem până acolo și o să vă țin de vorbă. Foarte mulți mă lăudați foarte mult și în comentarii. Profesor, ți-am dat share. Și să vă mai spun o treabă tare comică. Un abonat mi-a scris într-un comentariu: profesore, te urmăream, că eu postez dimineața, te urmăream de la oră și eram foarte atent la ce faci tu și aveam casca ascunsă pe sub haine și m-a prins profesoara de matematică și mi-a spus: dă-mi un motiv ca să nu-ți confiști telefonul pentru că nu ești atent la orele mele. La care el i-a răspuns foarte sincer: îl urmăresc pe profesorul expert, vă rog frumos să mă iertați, dar în fiecare dimineață îl urmăresc, sunt foarte curios ce postează. La care profesoara a spus: care profesor? Expert pe internet, cu tare, cu tare. Și s-a uitat și după aia a spus: toată clasa s-a abonat la tine. După care a început toată școala să se aboneze la tine și să te cunoască toți. Vorbim toți despre ce postezi tu, că ești nebun, că ești de viață, ești un vlogger cu totul și cu totul special și altfel. Exact așa e. Să știți că o să vină în curând provocările extreme, deci țineți-vă bine. Așa sunt eu, mai nebun și îmi place viața. Și îmi plac foarte mult aceste măceșe. Am ajuns chiar aici. Deci nici nu vă dați seama cât îmi plac. Priviți un pic. Dacă o strângem ușurel, iese un fel de gem. Deci de câte ori mănânc aceste măcește, mi se face foame când ajung acasă și mănânc toată ziua. Îmi dă foarte multă poftă de mâncare. Mamă, e ca un gem. Mauleu, e gem direct din natură. Puteți să întrebați pe cine doriți, și profesoarele, și profesorii, și părinții, să vedeți ce spun despre aceste măceșe. Sunt pur și simplu pline de vitamine și minerale, vitamina C în cantitate foarte, foarte mare. Căutați puțin pe Google măceșele, la ce sunt bune. Priviți. Parcă gem să moară jumate din Larisa. Opresc camera și mănânc tot pomul, să moară jumate din Larisa. Mamă. Hai, lasă că așa e frumos. Că nu m-a născut mama în mașina de spălat. Ne mai și murdărim. Așa e, nu neapărat la țară. În toate zonele. Te mai murdărești? Gata, asta e ultima, vă promit. Deci, vă promit că e ultima. Deci, pentru cei care doresc să-și cumpere o cameră, să se apuce de vlogging și nu neapărat să aibă o cameră de filmat acasă, care filmează Full HD și de o calitate foarte, foarte bună, aveți cuvântul meu.
puteți să căutați acest tip de cameră pe care l-am eu, Sony CX330, sau cu un model mai fin care filmează tot la fel, doar că mi se pare că nu puteți pune o baterie mare, o baterie care ține 12 ore, cum am eu. Se numește Sony CX240. E modelul mai ieftinior. Puteți să vă uitați și pe OLX și găsiți persoane care vor să vândă camerele pentru că le-au cumpărat și nu le mai folosesc și le luați mai ieftin. Deja cred că au trecut, nu știu, cred că 20 de minute de vlog, dar în realitate eu cred că am petrecut cam o oră, nu cred că a trecut o oră jumate, dar să zicem așa, cu modestie, o oră jumate, și simt că am stat 7 ore afară. Atât de mult mă bucur de fiecare pas pe care îl fac și pur și simplu de fiecare gură de aer pe care o respir în zona asta foarte, foarte frumoasă. Primăvara, vreau să spun că e absolut criminal, deoarece se aud păsărelele. Băi, fraților, credeți-mă, eu n-am luat o razna, dar mă bucur atât de mult de natură și atât de mult de viața asta pe care o trăiesc, pentru că, să zic așa sincer, m-a marcat faptul că eu am lucrat pe taxi și mi-a plăcut foarte mult să stau în zona spitalelor, pentru că de acolo luam clienți mulți și, culmea, vedeam numai faze nasoale. Deci stăteam la Spitalul Fundeni, are două ieșiri, și la secția de oncologie și la spitalul principal, la capătul 66, și pur și simplu am tot felul de oameni, care mai de care mai bolnavi. Îi auzeam după ce se suiau o mașină că își sunau frații, părinții, rudele și spuneau: analizele nu prea au ieșit, trebuie să le repetăm săptămâna viitoare, mi-a mai dat 6 luni de trăit, nu știu ce. Deci atunci mă simțeam pur și simplu, nu știu, parcă mă născusem în ziua respectivă. Atât de mare e pofta de viață în momentul când auzi pe cineva că mai are puțin de trăit, adică te bucuri cât poți mai mult de viață. După ce coborau din mașină, făceam crucea, vezi cuvântul meu, și mă bucuram atât de mult, abia așteptam să ajung acasă, să pot să mă duc afară, să mă distrez sau să pot să fac lucrurile pe care mi le-am dorit întotdeauna. Ce e cel mai tare? Că mii de persoane se uită în momentul acesta la mine, când și ronțăie câte ceva și după aia lasă un comentariu. M-am uitat la tot vlogul minut cu minut, fiecare secundă, și parcă trăiesc o dată cu tine. Îți mulțumesc că trăiești și te-ai apucat de vlogging, să ne faci zilele mai frumoase. Păi cum să nu mor eu de voi și să nu mă bucur mai mult și să postez zi de zi? Mi-am luat și astăzi doza de aer curat, trag aer curat și respir și dorm foarte bine. Mă simt atât de bine. Așa vreau să fac și să mă dau pe gheața asta. Voi auziți cum crapă? Mamă! Hai. Oh, nu mă ții de ei. Dar să știți că e destul de grosuță. Mamă. Și la gârlă tot la fel. Deci nu cred că mă ține încă. Da, e destul de groasă, dar vreau să intru și cu mașina pe gheață să facem eschibiții de ale mele. Ia priviți. Oh, destul de grosuț. Mi-a plăcut. Când eram mai mic, în timp ce mă duceam la școală, în toate bălțile astea, și ajungeam la școală, evident, ud luarcă. Dar deși că eu stăteam foarte aproape de școală, adică nu aveam băltoace de astea, dădeam o tură de sat, plecam mai devreme de acasă și dădeam o tură de sat. Ah, cred că ați auzit. Dădeam o tură de sat ca să cal prin... Wow! Cred că ați auzit! Hai că mă duc în apă, hai! Ce, Maxim, că o să mă înjure Fefi când o să uite la vlog, pentru că bocanci ăștia i-am cumpărat acum 3 zile. Ei, spăl la casă, să-i fac frumos. Ia auzi. Mamă, ce frumos aude. Oh, hai că nu mă joc, că mie că mă înnec aici. Cu voi a fost Shari, profesorul expert. Mă bucur că ați fost alături de mine și v-am ținut companie. Nu e chiar atât de frig afară, dar să știți că mă bucur că eu pot să
tremur de frig, iar voi stați frumos la căldură și vă uitați sub plapumă, vă băgați frumos și vă uitați la mine și îmi lăsați comentariile care le ador cel mai mult. Ce frumos e, profesore, să stau la cald și să mă uit la tine când tu înghețiți. Nu uitați să vă abonați și la canalul lui Fefi, Fefi's Vlog, aveți în descriere linkul ei, linkul de la Instagramul meu, linkul de la Facebookul meu, de la Instagramul lui Fefi. Urmăriți-ne și fiți alături de o familie nebună de vloggeri. Ești curios? Perfect! Urmărește profesorul Expert!